Turneul este 22-23 martie la Constanța. Pe 22 sorții ne-au dat ca adversar pe Unic Piatra Neamț, iar Dinamo are ca adversar pe CSM București. Știința Bacău va juca cu Unic Piatra Neamț în semifinalele Cupei României, conform tragerii la sorți. Meciul se va disputa sâmbătă de la ora 13. Dacă trecem de Unic Piatra Neamț, duminică pe 23 vom juca finala cu câștigătoarea din cealaltă semifinală, la ora 12. Sâmbătă jucăm la ora 15. Pentru antrenorul campioanei României și deținătoarea în titră a Cupei României la volei feminin, câștigarea unui nou trofeu e un pas spre eventul cu numărul 3. Îmi doresc tare mult să reeditez performanța de anul trecut. Asta ar presupune să câștigăm și Cupa României și campionatul.